Bună ziua! Vă salută Tatiana. La sfârșitul tutorialului cu numărul 2 din acest model, mileul cu modelul ananas, repet din nou, am ajuns în acest punct unde am lucrat cel de-al treilea rând din modelul ananas. Apoi, acum eu am făcut 6 ochiuri de lanț cu care mă voi îndrepta către următorul segment format din cele 9 piciorușe duble înalte. Deci cu acesta eu mă voi îndrepta către primul picioruș dublu înalt. Vă rog să fiți foarte atente, doamnele care lucrează, și am închis aici această parte, apoi cu fir alunecat mă voi îndrepta către cel de-al doilea spațiu din acest segment, din această parte a lucrării. Vă rog să vă luați caietelele alături de dumneavoastră și să notați ceea ce eu execut, pentru că de acum vor fi numerotate. Voi continua cu partea A, să o numim în felul acesta, acestea fiind foarte importante, acestea fiind apoi repetate pentru a crea cea de-a doua parte a mileului. Deci, cu fir alunecat, am ajuns în corespondența celui de-al doilea spațiu, format din cele 3 ochiuri de lanț. Și acum voi face 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, urmat de alte 2 piciorușe duble înalte. 1 și cel de-al doilea, deci avem un total de 3 piciorușe duble înalte. Deci nu uitați, acest prim spațiu rămâne în urmă. Acesta este partea A, să o numim așa. Apoi voi face 3 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, după care în interiorul aceluiași spațiu voi face alte 3 piciorușe duble înalte. 1, deci de 2 ori firul pe croșet, nu uitați, 2, 3. În acest moment voi face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Și mă voi îndrepta către primul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț de separare al modelului ananas și voi face picioruș scurt, deci am închis această porțiune, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt. Așa vom face până când vom ajunge la ultimul spațiu din acest model. Vom forma una dintre părțile cele mai importante, partea în care acum cu ușurință veți vedea forma modelului ananas, pentru că în felul acesta voi răspunde și câtorva persoane care sunt înscrise pe canalul meu de YouTube, însă nu lucrează și nu vedeau legătura cu numelui, cu ceea ce lucrez. Acum, deci, vom forma acest model ananas. Am ajuns până în corespondența ultimului spațiu. Aici am făcut piciorușul scurt. Voi lucra din nou 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 4 și cel de-al cincilea, firul de 2 ori pe croșet. Voi intra în primul spațiu. Vedeți, aici sunt din nou 3 serii de câte 3 piciorușe duble înalte. În primul spațiu dintre primele 2 serii de piciorușe duble înalte și voi lucra 3 piciorușe duble înalte, 1, 2 și cel de-al treilea, 3 ochiuri de lanț de separare,
Este foarte mult de lucrat la acest mileu, însă faptul că mi-a fost cerut de multe ori m-a făcut să plec la această bătălie, să-i spunem așa, și în corespondența aceluiași spațiu, din nou, alte trei piciorușe duble înalte. Deci aceasta este partea A. Din acest moment, noi vom întoarce lucru. Deci vom lucra pe partea cealaltă. Vom lucra înainte și înapoi. Doamnele experte știu despre ce este vorba. După care, cu fir alunecat, mă voi îndrepta către spațiul format din cele trei ochiuri de lanț, deci aici, și voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi continua cu două piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare, altă serie de trei piciorușe duble înalte, 1, 2, 3-lea picioruș dublu înalt. Acum voi face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în primul spațiu, voi face picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare și vom continua în felul acesta până în corespondența ultimului spațiu din modelul ananas. Pe măsură ce vom lucra, spațiile vor fi din ce în ce mai puține. Deci vom lucra singure până în ultimul spațiu, apoi ne întâlnim pentru a continua. Am lucrat piciorușul scurt și în ultimul spațiu. Acum voi face 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul de 2 ori pe croșet. Voi intra în mijlocul, în cele trei ochiuri de lanț format din cele două grupe de câte trei piciorușe duble înalte și voi lucra, așa cum v-ați obișnuit, trei piciorușe duble înalte, 2, cel de-al treilea, trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3. Eu astăzi voi lucra atât cât voi reuși, pentru că mâine va fi sărbătoare și aș dori să încarc pe platformă și nu știu cât voi reuși să lucrez, dar până în ce punct voi ajunge, vom vedea voi. Deci am format din nou acestea. În acest moment voi întoarce din nou lucru. Și din nou cu fir alunecat voi ajunge în corespondența spațiului dintre piciorușele duble înalte. În felul acesta vom lucra și în momentul în care vom începe partea a doua mileului, vă repet din nou. Acum din nou 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi continua cu cele cu următoarele două piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, trei piciorușe duble înalte, 1, doi, cel de-al treilea, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra din nou în corespondența modelului ananas în primul spațiu disponibil. Voi închide piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț de separare și vom lucra modelul ananas.
piciorul scurt, trei ochiuri de lanț de separare, din nou piciorul scurt, trei ochiuri de lanț de separare, piciorul scurt, trei ochiuri de lanț de separare, piciorul scurt, trei ochiuri de lanț de separare. Aici va fi ultimul piciorul scurt. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet și vom intra din nou în corespondența spațiului dintre cele două grupe de câte 6 piciorușe duble înalte. Vom lucra 3 piciorușe duble înalte. Am căzut capacul de la croșet. La 3 ochiuri de lanț de separare și din nou 3 piciorușe duble înalte care știm să le lucrăm singure. În felul acesta noi vom lucra până în momentul în care aici vom avea doar două spații. Deci în vârful modelului ananas vom avea doar două spații disponibile. Deci vom merge înainte și înapoi. Cele 3 piciorușe duble înalte, deci se lucrează și pe față și pe dos, întoarcem lucrarea. Piciorușe alunecate pentru a ajunge în mijloc. Sper să mă fac înțeleasă și să se vadă ceea ce lucrez. Am ajuns în mijloc, din nou 4 ochiuri de lanț care vor ține locul piciorușului dublu înalt. Deci, până în momentul în care vom rămâne cu doar două spații dintre acestea, noi vom lucra în felul acesta și apoi ne vom întâlni. Deci am lucrat până când am ajuns la doar două spații din modelul ananas. Am făcut cele două grupe de câte 6 piciorușe duble înalte separate de 3 ochiuri de lanț. Voi lucra acum cele 5 ochiuri de lanț. Voi intra în primul spațiu al modelului ananas. Voi închide cu piciorul scurt 3 ochiuri de lanț de separare. Voi face cel de-al doilea piciorul scurt. După cum observați, aici am rămas doar cu un singur spațiu. Voi continua, așa cum știți, cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, după care voi intra în următorul spațiu și voi lucra piciorușele duble înalte, 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, 3, trei ochiuri de lanț de separare, următoarele trei piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea, piciuruș dublu înalt, întoarcem lucru, ne vom deplasa cu fir alunecat către mijloc și vom forma, vom lucra ca de obicei, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte, după care ne vom reîntâlni. Nu mai repet acestea pentru că le știți deja, le-ați învățat, deci am ajuns în corespondența spațiului din ochiurile de lanț și vom lucra cele două grupe, 3, 4, cele două grupe de câte 3 piciorușe duble înalte separate de ochiurile de lanț. Am lucrat cele două grupe de piciorușe duble înalte separate de ochiurile de lanț. Voi lucra acum 3, 4, 5 ochiuri de lanț, un piciorul scurt în spațiul, ultimul spațiu al modelului ananas.
Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, după care în spațiul următor voi lucra, așa cum știți, cele două grupe de câte 3 piciorușe duble înalte, separate de 3 ochiuri de lanț. Deci am primul grup, 3 ochiuri de lanț. Voi forma cel de-al doilea grup de 3 piciorușe duble înalte. 1, 2. Și cel de-al treilea. Voi întoarce lucrul. Fir alunecat, voi ajunge din nou în mijloc și vom lucra cele două grupe de câte 3 piciorușe duble înalte, separate de 3 ochiuri de lanț. Deja v-ați obișnuit ce am ajuns aici în mijloc. 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și vom continua singure. Nu, lucrăm împreună. Deci, voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț, de două ori firul pe croșet și voi lucra cel de-al doilea grup de câte trei piciorușe duble înalte. 1, 2, cel de-al treilea, cinci ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț cu care voi veni în piciorușul scurt și voi face un picioruș scurt. Din nou 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi intra pe mijloc în corespondența grupului și voi lucra ca de obicei cele două grupuri de câte 3 piciorușe duble înalte separate de 3 ochiuri de lanț. Primul grup, 3 ochiuri de lanț. Voi face acum cel de-al doilea grup de 3 piciorușe duble înalte. 1, 2, 3. Voi întoarce lucrul. Fir alunecat, voi ajunge în mijloc între cele două grupuri, în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț. Ajunse aici, voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, deci avem 3, după care firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului dintre următoarele două grupe și voi lucra din nou 1, 2 și cel de-al treilea picioruș dublu înalt. În felul acesta am încheiat grupa A. După cum vedeți, foarte bine se observă modelul ananas, de aceea se numește ananas. Acum se distinge. Noi vom tăia firul și le vom curta, însă să știți că am greșit. Mă voi întoarce înapoi, voi desface
Și mă întorc înapoi. Cer scuze, însă se întâmplă. Deci am primul picioruș dublu înalt. Îl voi forma pe cel de-al doilea. Le țin pe croșet. Îl voi forma pe cel de-al treilea. Le închid împreună. De două ori firul pe croșet voi intra din nou în spațiu. Voi face unul. Țin pe croșet totul. 2. Este cel de-al treilea picioruș dublu înalt, iar acum le voi închide pe toate împreună, în felul acesta. Vă rog să mă scuzați, prima m-am lăsat prinsă de euforia lucrării și am închis în mod greșit. Acum voi scurta firul, vom închide această parte a lucrării și vom ascunde apoi firul de desubt. Aceasta a fost partea A. Vom continua cu partea B. Deci partea A, aceasta este. Bineînțeles, în momentul în care va fi spălat, totul va fi perfect. Deci am încheiat partea A, acum vom trece să lucrăm partea B. Dacă vă amintiți, aici am intrat în primul spațiu din grupul celor trei grupe de câte trei piciorușe duble înalte, ne-a rămas un spațiu liber. Voi intra, am făcut precum un ochi de lanț, voi intra în acest spațiu și voi începe 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi lucra ca de obicei în acest spațiu format din ochiurile de lanț, deci 3 piciorușe duble înalte separate de 3 ochiuri de lanț și din nou alte 3 piciorușe duble înalte. 1 2 și cel de-al treilea. Cinci ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în corespondența modelului ananas și voi lucra așa cum știți. Deci un picioruș scurt în corespondența primului spațiu, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt. Ne întâlnim când vom termina aceste spații din modelul ananas și vom continua, vă voi explica modul în care vom continua. Am lucrat în spațiile modelului ananas, voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de două ori pe croșet și voi intra în primul spațiu din grupul dintre primele două grupe de piciorușe duble înalte și voi lucra așa ca de obicei, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, cel de-al treilea. Deci să fiți atente în ce spațiu intrați, pentru că trebuie să ne rămână mereu unul liber pentru a continua lucrarea. Voi întoarce lucrarea, voi veni cu fir alunecat până în mijloc, în corespondența celor trei ochiuri de lanț și vom lucra
Exact, ceea ce am lucrat la grupa A. Vom repeta, deci grupa A în totalitate o vom repeta și aici. Aceasta va fi partea B. Deci voi lucra pentru început cele patru ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi face următoarele două piciorușe duble înalte, scuzați, trei ochiuri de lanț de separare, 2, 3. Îmi pare rău că am greșit acolo prima dată, însă se întâmplă și la case mai mari. Este foarte mult timp de când am lucrat acest model. Se mai întâmplă și să greșim. Cred că este prima mea greșeală așa în mod direct. Din nou, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și vom continua așa cum vă spuneam, exact ceea ce am lucrat în partea A. Deci vom repeta pentru partea B. Noi ne vom întâlni când vom lucra și această parte. Deci vom încheia și această parte și apoi vom continua lucrarea. Am încheiat și cea de-a doua parte, partea B, care este identică a părții A. Voi scurta firul, voi închide lucrarea, iar apoi, bineînțeles, capetele de fire le vom scurta pe parcurs. Întoarcem din nou lucrarea în felul acesta. Voi face un prim ochi de lanț. Iar cu acesta voi intra, deci de unde am început partea B, ne-a rămas un alt spațiu liber pentru că avem aceste trei grupe de câte trei piciorușe duble înalte. Vom intra în corespondența acestui spațiu și voi lucra pentru început cele patru ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. 2, 3, 4. Voi continua exact așa cum știți, cu seria de trei piciorușe duble înalte, separate de trei ochiuri de lanț. Deci îl avem pe cel de-al treilea. Acum, cele trei ochiuri de lanț, cea de-a doua serie, 3 piciorușe duble înalte, 2 și cea de-a treia, după care voi face 5 ochiuri de lanț și voi coboră înspre 2, 3, 4, 5 și voi coboră înspre modelul ananas și voi lucra așa cum știți, deci primul picioruș scurt, trei ochiuri de lanț de separare, voi continua în felul acesta până ajung în corespondența ultimului spațiu. Noi ne întâlnim când ajungem aici. Am lucrat în ultimul spațiu al modelului ananas, voi face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de 2 ori pe croșet. Și am ajuns în corespondența spațiului unde avem 4 grupe de câte 3 piciorușe duble înalte. Vom intra în corespondența primului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, 2. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț de separare. În corespondența aceluiași spațiu voi lucra din nou 3 piciorușe duble înalte. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Firul de două ori pe croșet.
Mă voi îndrepta în următorul spațiu și voi lucra din nou această serie de trei piciorușe duble înalte. Trei ochiuri de lanț de separare. Din nou, un grup de trei piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. 3. Ne deplasăm către următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și lucrăm din nou trei piciorușe duble înalte. Trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Cel de-al treilea. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 și voi coborâ în corespondența modelului ananas. Voi face primul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt în următorul spațiu, deci ne vom întâlni când vom ajunge în ultimul spațiu al modelului ananas. Am lucrat modelul ananas, voi face cele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de două ori pe croșet și în corespondența celor 4 grupe de câte 3 piciorușe duble înalte, voi lucra exact ceea ce am lucrat și în corespondența celorlalte, deci în fiecare spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, noi vom lucra cele două grupe de câte 3 piciorușe duble înalte, separate de 3 ochiuri de lanț. Eu deja sunt aproape la sfârșitul primei grupe. După cum vedeți, am lucrat deja firul de două ori pe croșet, voi intra în următorul spațiu și voi repeta. Trei piciorușe duble înalte, vom continua singure cu trei ochiuri de lanț, trei piciorușe duble înalte, apoi vom continua în celălalt spațiu, iar noi ne vom întâlni pentru a continua lucrarea. După cum vedeți, am lucrat grupurile în toate spațiile, în cele trei spații. Acum voi face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și voi coborâ jos în modelul ananas. Picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, următorul picioruș scurt și vom continua singure. Ne vom întâlni aici. Am terminat modelul ananas. Voi face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de două ori pe croșet. Vom intra în primul spațiu din acest grup de aceste grupuri de câte 3 piciorușe duble înalte și voi lucra așa cum v-ați obișnuit. 3 piciorușe duble înalte separate de 3 ochiuri de lanț, de două ori firul pe croșet, urmate alte 3 piciorușe duble înalte. Deci am primul. Să știți că sunt foarte obosită, de aceea îmi scapă un pic
Este o căldură înăbușitoare. Aici voi face trei ochiuri de lanț de separare. Nu reușesc să mă odihnesc nici ziua, nici noaptea. Este foarte cald. Când prind un pic de odihnă, mă trezesc mai obosită decât înainte să adorm. Deci am încheiat acest rând. Acum eu voi întoarce lucrul și cu fir alunecat mă voi îndrepta către primul spațiu, format din cele trei ochiuri de lanț. Fir alunecat. 3. Am ajuns în corespondența acestui spațiu. Vom lucra patru ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, urmat de alte două piciorușe duble pentru a face acel total de 3. Trei ochiuri de lanț de separare. Din nou firul de două ori pe croșet și voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble înalte. 1, 2 și cel de-al treilea. 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 și voi coborî din nou în modelul ananas. Primul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare și vom continua până vom ajunge în ultimul spațiu al modelului ananas, apoi ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul modelului ananas, voi face cele 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, de două ori firul pe croșet. Voi intra în primul spațiu, format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra ca de obicei, 3 piciorușe duble înalte, 2, 3, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 2, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț de separare, de două ori firul pe croșet. Voi intra în următorul spațiu, voi lucra din nou 3 piciorușe duble înalte, separate, și apoi 3 ochiuri de lanț. Deci am 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, din nou 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. 2, 3, 2 ochiuri de lanț de separare. Insist pe aceste detalii pentru că sunt foarte importante pentru a continua lucrarea. Ați văzut, am făcut cele două ochiuri de lanț, apoi voi intra în ultimul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și voi lucra din nou 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Dublu înalt. Iar acum voi face cele 5 ochiuri de lanț și voi coborâ înspre modelul ananas, 3, 4, 5.
În primul spațiu, piciorușul scurt, trei ochiuri de lanț. Vă rog să-mi scuzați vocea. Piciorușe scurte, ne întâlnim când terminăm modelul ananas pentru a continua. Am încheiat modelul ananas, voi face din nou 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul de două ori pe croșet, voi intra în corespondența primului spațiu și vom lucra exact cum am lucrat deja, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, din nou 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Al treilea picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț de separare, 1, 2. Voi intra în următorul spațiu și voi lucra din nou această serie de 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț urmat de alte 3 piciorușe duble înalte. Încerc să vorbesc un pic mai puțin. Din nou, cele trei piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Două ochiuri de lanț de separare. Voi intra în corespondența următorului spațiu, voi lucra exact ca și până acum, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. 3 ochiuri de lanț de separare, următoarele 3 piciorușe duble înalte. Ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, cobor înspre modelul ananas, voi face primul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, picioruș scurt, ne întâlnim la sfârșitul acestei părți din modelul ananas. Voi continua cu cele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de 2 ori pe croșet, voi intra în corespondența ultimului spațiu, format din cele 3 ochiuri de lanț. Le-am lucrat la începutul acestei părți, partea C, să-i spunem, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte. 2. Și cel de-al treilea. 3. Aici vom întoarce lucrul. Eu mă voi opri aici, pentru că va trebui să continuăm. Acestea sunt punctele cruciale pentru a continua lucrarea noastră. Din nou vreau să vă arăt modelul ananas pentru persoanele care nu sunt specializate în croșet. De aceea se numește ananas. Acesta imită forma unui ananas. Așa cum spuneam, eu mă voi opri aici.
voi continua cu un nou tutorial după ziua de mâine. Mâine este o sărbătoare foarte importantă, Sfinții Petru și Pavel. Eu vreau să urez de pe acum un călduros la mulți ani tuturor celor care poartă acest nume, fie că sunteți dumneavoastră, fie că fac parte din familia dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă mulțumesc pentru mesajele frumoase pe care cu drag le citesc și îmi umplu sufletul de bucurie, aceasta îmi dă forță să merg mai departe. Vă doresc tot binele din lume, vă iubesc și ne vom întâlni cu un nou tutorial. La revedere!